Select prin quartet, poate fi mai frumos decât o melodie selectă într-un anturaj de poveste. Bună seara, oameni buni! De-ați ști cât de mult aștept această seară, de-ați ști cât de mult mi-am dorit să vin în fața domniilor voastre și să vă spun bună seara. De 2 ani de zile visez la acest moment, de 2 ani de zile îmi imaginez cum vin în fața domniilor voastre și vă spun bună seara! De 2 ani de zile îmi imaginez oamenii buni și de calitate pe care o să-i aduc la prima mea emisiune de revenire aici, în acest platou, la Moldova 1. Ei bine, dragii mei, să știți că Dumnezeu a hotărât în locul meu. A hotărât să vin aici, exact în ajunul acestei sfinte sărbători. Și tot El, Dumnezeu, știți că trimite în ajunul Crăciunului îngerii pe pământ, pentru ca aceștia să ne lumineze calea și să ne însenineze mintea și gândurile. Tocmai de aceea nu a fost tare greu să-mi imaginez pe cine aș vrea să am în calitate de invitați. Îi mulțumesc în mod special Viorica Agafiță, pentru că a găsit timp împreună cu colegii să vină să creeze această atmosferă de poveste. Select, String, Quartet rămâne alături de noi până la finalul emisiunii. Cât despre invitați, ei sunt binecuvântați de bunul Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le-a pus mâna pe creștet și e binecuvântat cu pui de oameni. Tocmai de aceea, în acest studio se află copii născuți în acest an, în anul 2016, care în scurt timp va deveni poveste. Așa că le spun tuturor, bună seara, dragii mei! Bună seara! Și o să-i prezint pe fiecare în parte. Mariana Mihăilă și bunica Svetlana, împreună cu Marius. Așa este. Tatiana Hieghe, împreună cu Eugen Rabei și cu Regina Raluca, care e deja o crăciuniță adevărată. Și dincoace face gălăgie un pui de oameni, vorba de Ioana. Ea este cel mai mare membru al familiei Corine Țepe și Costi Burlacu. Și Lelea Smaranda, care e deja și ea fată mare, este elevă și te felicit pentru că anul acesta ai mers în clasa 1. Ei, și acum vreau să vă întreb pe voi, cei care sunt sigur astăzi o să vă concentrați tare, tare greu, pentru că atunci când ești cu un pui în braț, mai puțin te interesează să dai bine la cadru, contează ca el să fie mulțumit. Cum trăiți această sărbătoare și atmosfera sărbătorilor de iarnă? Pentru că în familiile voastre, de curând, au mai apărut câte un membru. E o mare responsabilitate să crești un copil, să-l crești sănătos, să-ți dai seama de ce plânge, să înțelegi semnele pe care ți le dă el, da? Cum să-l ajuți în anumite momente. Și încerc să mă descurc cu rolul de mamă, să fiu o mamă bună și grijulie, dar să reușesc și pe plan profesional. Noi o ajutăm foarte mult. Ori eu, da, sunt ori eu, ori soțul, dar nici nu m-am gândit niciodată. Are un soț extraordinar, chiar o ajută destul. Înseamnă că băiatul îi seamănă de asta. Nu știu. Se descurcă de minune cu rolul de tătic. Dar n-are încotro cu o mamă atât de activă ca și tine. Știi de câte ori se întâmplă, el intră pe ușă, vine de la serviciu, iar eu îi spun, pa, uite băiatul, eu am plecat, că trebuie să merg la un concert. Și se descurcă de minune. Chiar știe să-i facă și masaj. Tot. Și băiță, absolut tot.
Mariana e mai mărunțică, așa, și nouă parcă nici jale de ea, că Marius așa crește să fie el sănătos. Seamănă lui. Seamănă cu tata, seamănă cu Vitalie. Dacă o să mai treacă puțin timp, nu știu cum o să o țin în brațe. Asta e, și noi tot retrăim. O să țină Marius în brațe de grabă și lucrul ăsta este tare frumos. Da, ea o să fie o mamă tânără cu un flăcău alături. Și să știe, prima emisiune la care am venit împreună cu el. Eu îți mulțumesc tare mult. Știu că ați făcut un sacrificiu fiecare în parte și atunci când v-am telefonat, credeți-mă, dar fiecare mi-a zis, de dragul tău venim, să știi, doar de dragul tău. Aici mă închin până la pământ în fața voastră, în fața tuturor. Eu să-l întreb pe Eugen, acum cum e să fii tată de fată? Pentru că Vitalie e tată de băiat și face băiță. Eugen, cum e să fii tată de fată? Sunt foarte fericit, îi mulțumesc pentru asta soției mele. În fiecare zi când mă trezesc și o creștem. Tu nu ești un bărbat foarte monden. Îți place să fii mai mult în lumina reflectoarelor. O lași pe Tatiana să meargă la interviuri, la imprimări, la concerte. Mă bucur că ai făcut o excepție astăzi și ai venit, eu știu de ce. I-am zis Tatianei, zi să vină să aibă grijă de Regina Raluca, pentru că tot să fie ocupat, o să mai trebuiască să mai cânt, să mai facem niște poze pe aici. Și atunci e nevoie de bună, iar tata este cea mai bună dădacă pe care o poate avea copilul. Bineînțeles, da, o să o ajut eu. Probabil Dumnezeu acolo sus totul gândește în start și îmi trimite bărbați care ne înțeleg, care ne iubesc, ne acceptă și ne dă aripi să creăm ceva frumos și să savurăm sentimentul de mamă și paralel ceea ce facem noi în profesie. E, acum aici situația se complică dublu, pentru că aici e vorba de o familie de doi artiști. Doi ușernici. Doi ușernici. Aici n-ai cum să arunci greutatea asta, boțul ăsta de aur dintr-un braț în altul și să fugi. Voi știu că aveți un om de nădejde în familia voastră care este un fel de mamă de închiriat. Eu așa i-am zis, Doamne, când am văzut-o. Și acum, nu știu, lăudați-vă voi unul pe altul, să o lăudăm împreună pe ea? Da, e adevărat. Doamna Luba este la noi de aproape 8 ani, de când a apărut primul copil, Smaranda. Este și ea un fel de membru al familiei, chiar dacă nu este astăzi cu noi. Dar spuneți-mi cât de mult s-a complicat viața de când a apărut și Ioana în familia voastră. S-a complicat la modul direct și serios. Întâlnirile programate, dacă mai au loc la ora programată, concertele, dacă sunt cele pe care vi le-ați dorit și reușiți să mergeți la ele. Ioana este foarte activă, o văd și în această clipă. Da, Ioana chiar e un copil activ. Să nu fac vouă concurență, jurnaliștilor. Să dea Dumnezeu. Da, bineînțeles că s-au complicat un pic lucrurile, dar este partea frumoasă, deci trebuie să ne uităm frumos la ceea ce ne se întâmplă. Da, anul ăsta chiar a fost unul dificil pentru noi, pentru că și Smaranda a mers în clasa 1 și mai are și, și alte activități și bineînțeles că deloc neglijabil. Cântă și foarte bine la pian, face și școală muzicală. Da, face și școală de muzică și acrobatică. Între timp și noi am bătut așa pasul. Regimul. Da, pasul, ca să nu lipsim de la toate evenimentele și anul ăsta chiar am fost la fel de activ și prezenți, la fel cum eram în anii trecuți. Acum să deschid o paranteză pentru cei care ne urmăresc de ceva timp. Prima mea emisiune de o seară în familie a fost tot cu Coste și Corina, iar Smaranda era de vârsta Ioanei și era și atunci un copil foarte activ. Acum, iată, emisiunea mea crește în rând cu Smaranda și de grabă ne adunăm cu alți copii, iată, deja este și Ioana, de cine știe, poate peste vreo câțiva ani, da. Și Mariana și Tatiana, mai vin aici pe canapea câte un pui de om. Dacă tot e seara de Crăciun și dacă acest spirit al Crăciunului persistă în casa fiecăruia, eu zic să colindăm. Mariana, știu că ai un colind frumos, așa că te invit pe scenă, o lăsăm pe bunica să aibă grijă de Marius, mare, iar da. Noi te admirăm ca și artistă. Roi de mărgelușe fulgi, ca o mană cad din cer. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani cilerule. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani cilerule. Luna sus ca o fecioară,
ani și leruile. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și leruile. Ploaia de argint roiește, pruncul ies le gângurește, noapte plină de mister, la mulți ani și leruile. Noapte plină de mister, la mulți ani și leruile. Sărbătorile de iarnă, iată vin să se aștearnă într-un mândru colier. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și leruile. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și leruile. Ger sclipește, gerul-i mare giuvaier. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și leruile. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și leruile. Ploaia de argint roiește, pruncul ies le gângurește, noapte plină de mister, la mulți ani și leruile. Noapte plină de mister, la mulți ani și leruile. Ploaia de argint roiește, pruncul ies le gângurește, noapte plină de mister, la mulți ani și leruile. Noapte plină de mister, la mulți ani și leruile. La mulți ani și leruile. Tare mult, să știi că deja e o admiratoare care nu are niciun an. E vorba de Regina Raluca. Ea a bătut din palme atâta timp cât tu ai cântat. Am remarcat că suntem alături, da? Și permanent mă atinge, ne jucăm împreună, da? Probabil o atrag sclipiciu, da? Sclipiciu de peruchea mea. Eu aș vrea să vorbim un pic despre imaginea lui Moș Crăciun din copilăriile noastre. Imaginea pe care, cu siguranță, o aduceți și voi în familiile voastre, unde cresc copiii, și vă întreb pe voi, pentru că Smara Anda este mai mare, dar era un microfon, să-l dăm și Smărândiței să o întrebăm dacă ea mai crede în Moș Crăciun. Îl aștept pe Moș Crăciun. I-ai scris și scrisoare? Da, i-am scris. Dar la școala la care mergi tu, nu se vorbește că Moș Crăciun nu există, că e un nene deghizat care își pune barba albă și vine cu un sac în care părinții pun cadouri? Nu. No. Ce frumos este! Să știi că și eu cred în Moș Crăciun. Acum să-l întrebăm pe tati, pentru că mami a ieșit cu Ionita să se plimbe pe aici prin studio. Zi-mi, cum încercați voi să păstrați acest mister al Crăciunului în familie? Vine Moș Crăciun într-adevăr? Moș Crăciun vine în fiecare an, când trece pragul. Și asta pentru că Smaranda e un copil cu minte, care învață bine, care își face temele, care are succese. Și la copiii buni moșul întotdeauna ajunge, așa cum ajungea și la mine pe vremuri. Venea, bătea la fereastră sau îți lăsa darurile undeva? Cum era Crăciunul din copilăria ta? Era foarte cald. Cald chiar la propriu și la figurat. Țin minte că era o curățenie ideală și seara asta de Crăciun cu adevărat era sfântă. Pregăteam colinzile, mergeam pe la casele oamenilor, nu neapărat pe la rude. Eu am prins momentele când mergeam din casă în casă. Și era atât de frumos și colindam. Moșul de obicei punea darurile sub brad. În persoană venea la grădiniță, la școală.
acasă mai mult punea darurile sub era brad. Prea ocupat ca era să probabil ocupat sau noi trăiam prea departe și ajungea cu greu în deal. Ia să întrebăm și pe Eugen și pe Tatiana despre Crăciunul din copilăria lor. Eugen, tu de unde ești, de Baștână? Venea Moș Crăciun de la capitală sau l-aveți pe al vostru local? Venea de Rusia. Era mărgerilă pe vremea copilăriei noastre. Barbă lungă, cum trebuie, da. Și unde îți punea darurile? Unde le lăsa? Păi ca la toți în copilărie, veșnic așteptam să treacă miezul nopții și ne uitam sub brad. Și bineînțeles că dacă eram cu minți, cum am spus și Costi, mereu ceva era. Tatiana, eu sincer, că nu există Moș Crăciun. Da. Sincer, eu acum o să sparg un pic povestea asta frumoasă, o să fiu mai diferită, pentru că, de fapt, Moș Crăciun există, dar el la mine, din păcate, cumva nu ajungea, nu că nu aș fi fost cu minte, eram foarte cu minte, ba chiar eram prea muncitoare, prea responsabilă, prea cu minte, de aia, mai mică întotdeauna cumpăra în ajun de sărbători diverse dulciuri, ceva care nu exista prea mult în țară la acel moment, îmi trimitea cumva ceva care era exclusiv. Și și uite că eu primeam foarte multe spoturi publicitare din alea în care arată frumos, împachetat, cu bentiță, cu... Și eu îmi pregăteam așa din decador, și luam cutii de la cafea, le împodobeam cu diverse chestii, făceam bântuleți, le puneam sub brâu, făceam, ba mai mult, făceam cadouri la toți membrii familiei, pentru că eu eram acel Moș Crăciun mic care aducea bucurie în familie. Sigur că când eram mică, veneam Moș Crăciun, dar deja de la început, din clasa a doua, cred eu, eram eu un fel de Moș Crăciun. Aveam eu plăcere, sincer, să mă ocup de chestia asta, pregăteam un program artistic pentru familie, făceam concert, dădeam, dansam, eram eu un artist multilateral, știi, dansam, cântam, mă deghizam, deci ofeream un adevărat spectacol familiei mele de Revelion, de Crăciun, da. Mariana, acum zim despre copilăria ta și a surorii tale. Voi sunteți fete de oraș, nu? Erați aici în capitală? Nu. De Baștină sunt, de la Dâncenia Loveni, un sătuc pitoresc de pe malul unui lac. Acolo m-am născut, am locuit cu părinții până la vârsta de 14 ani și sărbătorile de iarnă se asociază, deci în copilăria mea, cu sărbătoarea de Crăciun, când neapărat mergeam să colindăm împreună cu bunicul meu, care mai este în viață, Andrei Mihailă, și avea un costum frumos de Moș Crăciun, confecționează chiar el cu mânuța lui o stea. Ne învăța colinde, făceam repetiții, la modul cel mai serios, veneam la repetiții, timp de săptămână ne pregăteam intens, da? Cu mai mulți copii din Macala. Da, și uite, colindam pe la toate casele, vecinilor, când cât reușeam. Și mi-amintesc câtă plăcere veneam acasă și când am câștigat primii 30 de lei. Ce ți-ai cumpărat? Ne dădeau bomboane, dulciuri, dar eu eram mai fericită că am câștigat bani. Și acum țin minte suma asta, cifra asta de 30 de lei. Eu zic că noi aici suntem copii cu minți și ar trebui să vină Moș Crăciun și la noi, dar pentru asta ar trebui să-i cântăm. Și eu știu că Smărândița, împreună cu tata, au o piesă tare frumoasă, o poveste de iarnă, eu nu știu, sau o poveste de Crăciun, spuneți-i voi cum vreți. Căsuța cu poveri se numește. Căsuță cu povești. E despre un moș. Versurile sunt semnate de Georgeta Voinovan, pe muzica mea. Nu spunem exact despre care moș e vorba, despre un moș pe care îl așteptăm noi. Cum dacă îl, cântați cum numim, din inimă, poate vine. Da, poate vine. Hai să vedem. Mergeți spre scenă, ne cântați și cine știe, poate că ajunge moșul și la noi azi. Căsuța noastră cu povești, stelele se uită prin ferești, fulgii albi și jucăuși, pentru somnul-și fac culcuș, fii atent să nu-i trezești. Vom vorbi în șoaptă, fata mea, cu eroi din basmele de neam. Va veni la tine în vis un bătrân cu părul nins, cel visam și eu cândva. Va veni făcând minuni pentru toți.
toți copiii buni, un bătrân cu păr de neam. La căsuța cu povești, moșul bate la ferești și ea sună clopoței când apare-n prag. La căsuța cu povești, poți și timpul să-l oprești și rămâne nepoței moșului cel drag. Da, acum Moș Crăciun există, eu cred că el o să vină cu adevărat. Nu vreți să-l chemăm pe Moș Crăciun? Vă amintiți de orele de la grădiniță când ne strigam cu toții? Moș Crăciun! Moș Crăciun! De departe vii și te lași greu așteptat. Dar ce Crăciuniță frumoasă ai alături! Mă bucur că ați apreciat frumusețea de Crăciuniță care este lângă mine, pentru că și eu sunt Moș Crăciunul modern, care mi-am lăsat un pic de barbă. Eu sunt un strănepot al lui Moș Crăciun și am venit să vă colind de Crăciun și o să vă cânt un fragment scurt, dar care mi este tare drag. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că am venit și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. O seară în familie, o seară în familie, cu copii bine vă stă, la mulți ani, mulți ani cu bine, cu copii bine vă stă, la mulți ani, mulți ani cu bine. Asta e cel mai modern moș pe care l-am văzut. Eu ăsta e Moș Ursul, nu Moș Crăciun. Moș Ursul, da. Vă rog să mergeți alături de invitații mei, pentru că și voi sunteți invitați pe măsură. Ai, și ăsta e darul moșului pentru copiii cei cu minți, nu? Aici este un cadou preparat. O lăsăm pe Crăciuniță să ne arate ce e acolo, că ea a muncit, nu? Preparat chiar de Crăciuniță, de Irina, special pentru toate familiile frumoase care sunt astăzi aici în studio și pentru copiilor. Adrian, te rog să mergi să te așezi colea. O să vină și Irina imediat lângă tine. Atunci când mă gândeam cine ar fi bun să vină pe post de Moș Crăciun, prima idee care mi-a venit a fost Adrian, pentru că el are cea mai harnică crăciuniță din lume. Din viața wow, ce frumos! Este castelul de gheață al lui Moș Crăciun. Bravo! Mulțumim! Eu acum o să deschid un secret. De obicei, artiștii când se întâlnesc mai puțin vorbesc de soțiile lor. Bine, există o sumedenie de alte discuții. Ori de câte ori l-am văzut pe Adrian undeva în culisele unui concert sau într-un platou de filmare, începe să vorbească despre Irina. Acum tot cred că sughiți acasă în timp ce Adrian merge să muncească undeva, pentru că imediat începe să-mi zică ce femeie gospodină are acasă,
ce gustoșeni știe să facă și cum o laudă Adrian, cred că nu o laudă nimeni în lumea asta. Vezi? Să știi că îmi vine târziu, are o scuză. Spuneți-mi despre gospodinile din voi acum, femei măritate cu copii acasă, artiste în societate, mame de succes. Eu pot să zic pe bună dreptate lucrurile astea. Cum vă descurcați în gospodărie? E adevărat că nu facem concurență cu Irina. Nu facem nici torturi, nici plăcinte, nici, nu știu, dar știți să faceți. Corina, nu fi așa de modest, am mâncat la voi acasă și era tare gustos. Deci poate gătești mai rar, dar gătești tare gustos. De când oficial sunt soția domnului Eugen Rabei, am o plăcere să pregătesc. Probabil mă motivează deja soțul și copilul și o fac nu că ar trebui, dar chiar când am timpul dispus, o fac cu plăcere și vreau să cumva să frapez, vreau să îi văd reacția asta, mă captivează și mi-aduce o plăcere inedită. Și chiar să știi că internetul este mai nou un prieten, sunt gata să descoper, să încerc, să risc, de ce nu, pentru că uneori... Așa, și la Luca de grabă deja va fi și ea cea care ne va da nota, pentru că deja mâncăm în rând cu cei maturi, cam tot. Și așa că... Eu știu ce am... vrea Raluca. Raluca vrea ca tu să ne cânti. Da. Pentru că tu ești un copil cu minte și trebuie să arăți lui Moș Crăciun că o să mergi și tu o felie din tortul ăsta pe final, așa că te rog să mergi spre scenă. Da. Să ne cânti, iar noi o să testăm dacă prințesa ta se liniștește de la auzul melodiei tale. Cu siguranță, mulțumesc. Da. Tu știi pe tot dansezi, da? Seara vibrează în sufletul meu. Te știu de-o viață și te-am iubit mereu. Sunt numai a ta. Invită-mă la dans, iubite, și luna de pe cer se simte cum noaptea caldă iarăși ne alinte. Doar pentru noi iubirea cânte. Seara ne vede, ne cheamă la ea. Ne-am prins de mână și vom rămâne așa. Visele noastre se împart doar la doi, iar fericirea nu a uitat de noi. Câte momente se leagă în amintiri, ele se văd doar în priviri. Cine ar fi spus că ne vom potrivi când ne-am văzut atunci în prima zi? Invită-mă la dans, iubire. Cea mai activă dansatoare a fost totuși Raluca ta.
Și apropo, a tăcut imediat ce a auzit acordurile melodiei? Să știi că este o melodie mai nouă în repertoriul meu și să știi că ea a fost prima cea care a dat notă melodiei. Din prima a dansat-o, a fost atentă, s-a rămas nemișcată și zic că, draga mea, deci ești romantică, incurabilă. Atunci când ai devenit soția lui Adrian Ursu, un om mega ocupat, pe care ca să-l chemi la o emisiune trebuie să-l sun de 10 ori și de fiecare dată este ocupat. Și sunt sigur că și voi la fel cum telefonați pățiți. Cum ți s-a părut această atmosferă dincolo de microfoane, de cameră? Cum e viața de culise? E una interesantă, este una altfel decât am obișnuit să o am până a devenit soția lui Adrian. Dar... A căzut perdeaua de pe ochi? Ai descoperit alți oameni când i-ai văzut de aproape sau nu? Eu probabil nu prea urmăream nici scenele, ne mai vorbim de culise ale, nu știu, artiștilor noștri, dar mă bucur să-i cunosc pe fiecare din ei și ne-am făcut mulți prieteni printre ei, și mai nou și cu Metri, cu care ne vedem. Am fi dorit mai des, dar în măsura disponibilității. Și sunt niște oameni foarte cum se cade și vreau să zic că sunt absolut altfel decât par ei la televizor. Eu sunt critică cu el, dar dacă face ceva bine, te laud sau nu? Îl laud. Eugen, aceeași întrebare ți-o pun și ție, pentru că aici e vorba de doi artiști în casă. Când a devenit oficial soția ta și ați închis ușa apartamentului vostru și a lăsat brochia de concert și machiajul, ai descoperit alt om? Nu că am descoperit alt om, am descoperit tot pe ea, pur și simplu așa cum este ea. E mai frumoasă fără machiaj pentru tine? E frumoasă și cu machiaj și natural, pentru că este soția mea și eu trebuie să fiu mult și postată. Wow, ce declarație frumoasă! Tatiana, tu ai încercat întotdeauna să păstrezi imaginea de artist acasă sau nu? Sunt oameni care nu-și scot masca nici atunci când dorm, de teamă să nu dispară. La noi cu Eugen a fost alt moment. A fost un moment că suntem un pic pe alte unde, știi, era vibram, de fapt, până a ne uni așa forțele, știi, vibram un pic, eu eram în lumea asta un pic mai artistică, un pic mai roz, da, pe alocuri, lui lumea asta era străină, știi, atunci, și un pic... Nu înțelegeam, dar mie atunci îmi plăcea așa, pentru cumva mă deconectam din toată nebuneala asta noastră și veneam la el, un om real, un om aici, acum, și chiar asta m-a cucerit. Mulțumim de compliment, noi nu suntem reali acum. Ok, nu că nu suntem reali, suntem niște oameni artistici care... Eu te înțeleg ca nimeni altul, cred că și colegii tăi din dreapta și din stânga. Mai zburăm noi. Da, chiar zburăm des. Noroc de oamenii de acasă care știu să ne pună cu picioarele pe pământ. Mariana, acum poți să vorbești în numele lui Vitalie Cojucaru, soțul tău, care deși este coleg cu mine de televiziune, dar se învârte într-un pic alt mediu, face altceva decât facem noi oamenii de artă. Așa că e greu să te țină, cum zic moldovenii, în hățuri acasă? Să stai la cratiță? Niciodată nu am încercat să facă lucrul ăsta. Mă susține întotdeauna și chiar mă întreabă când sunt ocupată, dacă trebuie să merg la un concert sau la o emisiune televizată, ca să vină el să stea cu băiețelul nostru, să vină mai devreme, dacă reușește uneori. Așa că mă ajută foarte mult și, din contra, chiar mă îndeamnă să accept orice ofertă, orice propunere de a ieși în scenă, pentru că el înțelege că asta mie îmi place să fac, asta e pasiunea mea și ceea ce mă ocup eu și mi-aduce satisfacție și am parte de foarte multă înțelegere din acest punct de vedere din partea lui. Eu acum o să vă propun ceva inedit, ceea ce am descoperit eu și m-am îndrăgostit. Voi sunteți mame fericite pentru că aveți cu cine vă lăsa copiii. Exact. Sunt mame care atunci când trebuie să meargă undeva își pun puiul în marsupiu, eu așa zic, asemenea cangurului, și ies cu el în societate. Păi uite, asemenea mame au format o ligă și spune Mama Liga. Eu le-am invitat astăzi să fie alături de noi și să ne demonstreze că viața e frumoasă atunci când ești cu puiul tău alături. Așa că haideți să urmărim dansul, după care le iau eu pe fete la întrebări. Swipe my card, then I do your name. You're talking to
to a late day. I want a Kanye, yeah, not a right day. So that's a no-no. I'ma make back and use a Volvo. This combo beat like Dre, ay, I already know what you're trying to say. Să știți că vă invidiez, cu invidia albă. Vă rog să vă apropiați de mine. Ele sunt Mama Liga și au în brațe niște mămăligari adevărați. Mirela, vreau să vii mai aproape de mine și îți dau și microfon, pentru că știu că ești și tu jurnalistă, ești om de-al casei. Nu? Ai cochetat un pic? Știu bine. Acum spune-mi, cum vă adunați? Ce e cu această mămăligă a voastră și cât de ușor este să dansezi cu un baby pe burtă? E exact același lucru ca și cum ai dansa fără el, doar că ne distrăm în doi. Așa e de fiecare dată. Noi suntem o comunitate de mămici, cât mai multe, cât mai puține. Când reușim... Eu v-am descoperit pe Facebook, recunosc și m-am îndrăgostit de voi, pentru că reușiți să vă adunați la un ceai, la o bucată de prăjitură, la o farfurie de terci și la o bucată de mămăligă, împreună cu celelalte mămici și să le demonstrați că viața e frumoasă și atunci când ai copii. Nu este neapărat să te închizi între cei patru cărezi și să ieși doar cu căruțul în fața blocului. Există viață și după ce dispare burta. Mirela, eu știu că această idee s-a născut în capul tău pentru început. Această idee a venit de nevoie în momentul în care am simțit că nu mai pot să stau degeaba. Copilul avea vreo 4 săptămâni și am înțeles că am nevoie de vechi rig, pentru că sunt coregraf de profesie. Și mi-am cumpărat un sling, l-am legat, l-am început foarte neîndemânatic, nu știam ce pot să fac. Așa-l cheamă pe puiuțul tău. La început nu știam ce să fac cu el, cum să-l folosesc. Primele mișcări au fost cum au fost, după asta ne-am adunat mai multe. Cumva... Eu vreau să-ți prezinți prietenele. Între timp am și un coș cu dulciuri și o să merg neapărat să-l iau pentru pitici, pentru copiii ăștia frumoși care au dansat. Zim, cu cine ai venit? Te rog să-ți iei singur el, ce vrei de aici? Ecaterina, Nina. Ecaterina și Aaron. Nina și Gabi. Și de asta colorată? Și vouă tot? Rozalina, Rozalina și Ianuș. Oh, ce frumoși sunteți! Boană, Anișoara boană, și Mihai și Lenuța cu Vasile. Și portocală. Și ție? Ce n-am dat și cum n-am dat? E, și dacă de Crăciun se dau dar pentru copii și pentru ăși mai mari, nu? Mai luați câte ceva? Că așa este în Liga Mamilor, se împarte totul frățești. Eu vă doresc succes mare. Știu că nu stați pe loc, știu că progresați, știu că încercați să vă faceți văzute și auzite, știu că încercați să promovați un mod sănătos de viață și un mod activ al mamelor. Felicitări! Sper să ne mai revedem în studioul ăsta sau oriunde în altă parte o să veniți să arătați cât de frumoase sunt mămicile cu copii în brațe. Și pentru că o mamă este binecuvântată de Dumnezeu, eu l-am rugat pe Adrian Ursu în mod special să-mi cânte astăzi această melodie atât mie, cât și vouă tuturor mămicilor prezente astăzi aici la noi, dar și mamelor care stau acasă cu piticilor în brațe. Așa că e un cadou frumos pentru toate mamele din lume. Vă invit să treceți dincolo de camere ca să vă simțiți bine, să-i puneți pe jos și să savurați această melodie.
mama, ce mult țin la tine. Mama, ești totul pentru mine. Mama, ai muncit din greu, știe unul Dumnezeu. Mama, ce mult țin la tine. Mama, ești totul pentru mine. Mama, ai muncit din greu, știe unul Dumnezeu. De ți-i frică și ți-e teamă, întotdeauna tu strigi mama. Doar atunci când tu strigi mama, îți vindecă orice rană. E un imn frumos adus tuturor mamelor din lume. Să trăiască toate mamele și a ta, Adriane, pentru că este mândră de ceea ce faci tu în această viață. La fel să ne fie sănătoase și bunicile, cele care își dădăcesc nepoții atât timp cât noi mai reușim să zburdăm pe aici, pe acolo, cele care sunt acasă și alături de nepoți și de noi. Să facem puțină filozofie. Să vorbim despre acele valori pe care încercați și veți încerca să le transmiteți mai departe copiilor voștri. E vorba despre omenie, cum se cădenie, cei 7 ani de acasă. Mama a știut să-mi dea o educație corectă. Nu m-a lăudat întotdeauna, chiar m-a criticat.
când a fost cazul, chiar și acum mă mai ceartă, când merit. Și învăț foarte multe de la ea, multe sfaturi chiar cum să cresc copilul și îmi spune deja pe viitor ce să fac ca să fie corect, nu? Costi, acum vreau să întreb aici pentru că e gălăgie mare. Cât da. De dur ești tu cu fetele tale? Depinde în ce momente. Eu mă strădui să fiu un tată bun și iubitor, dar tata trebuie să fie tata în casă, nu neapărat să aplice forța, să ridice mâna. Dar uneori e momentul de ridicat tonalitatea. Și te ascultă? Ai mei nu mă ascultă, recunosc, de asta și întreb foarte direct. Te ascultă copiii? Uneori nici nu trebuie să vorbesc. Corina doar spune îl chem pe tate și în data se rezolvă. Să chem și la mine atunci. Drag. Vine și la noi. Da, asta vreau să zic. Adrian, pe tine te ascultă Andreea Maria? Nu știu, ea are caracter, are personalitate, are poziția ei și... spre exemplu, acum suntem în perioada cu vreau ceva. Ce vrei ceva? Ceva ce vreau eu. Ce anume, Andrei? Ceva ce vreau eu. Și încercăm să ghicim. Vreau să fiți Moș Crăciun în fiecare zi. Vreau jucărie. Care jucărie? Aceea care vreau eu. Păi, dar cum să ghicesc eu care? Și încercăm să luptăm cu ea, pentru că uneori mai și luptăm, dar este... Nu știu, nici nu te poți supăra. Dacă te superi, te superi pentru, nu știu, cât, pe jumătate de minut, pe un minut. Dar în rest, dacă ea îți face ochii dulci și nu mai ai ce comenta. Adevărat are un caracter, își obține absolut ce vrea ea. Sau ne manipulează, sau ne zâmbește dulce, sau plânge până obține. Așa e perioada, probabil. Dar nu are frică de niciun lucru. O să o întrebăm și pe Tatiana și pe Eugen, dar acum vreau să rog pe Costi să ne cânte. Cu drag. Știu că e o melodie frumoasă care a apărut acum. E fierbinte. Bine, poate în capul tău ea era de multă vreme, dar știu că această piesă s-a materializat acum recent și este special pentru puii tăi de om. Da, piesa asta a apărut foarte rapid, așa și spontan în repertorul meu. S-a întâmplat la petrecerea Ioanei, după botez. Am cântat-o prima dată, Geta Voinovan mi-a arătat-o mai de mult. După ce am cântat-o, ea mi-a zis, ți-o dărui. Au venit mai multe solicitări și am și imprimat-o zilele astea. Astăzi o să o cânt cu drag și în premieră aici la voi în emisiune. Fi o zi când vei iubi și tu, și toate în jur se vor trezi purtând un singur nume. Iar cerul cuibărit în piept nu-ți va părea destul, și îmi vei cere un secret știu de toată lumea. Copila mea va fi o zi când ochii tăi curați în lacrimi se vor rătăci, cerându-mi o povață. Eu nu voi ști ce să-ți răspund, ca mulți în lume tați, și-mi voi dori să te ascund de tot ce-i greu în viață. Dragostea să fie sinceră cu tine, fir de iasomie printre mărgini. Dragostea să ardă, fără să-ți rănească inima, copila mea. Dragostea să fie sinceră cu tine, fir de iasomie printre mărcine. Dragostea să ardă, fără să-ți rănească inima, fetița mea. Copila mea va fi o zi când eu mergând pe drum, un tânăr cuplu voi zări îndrăgostit de soare. Și când domnița va privi spre mine oarecum, eu foarte mândru voi zâmbi, copila mea ești mare. Dragul
dragostea să fie sinceră cu tine, fir de iasomie printre mărăcine, dragostea să ardă fără să-ți rănească inima, copila mea. Dragostea să fie sinceră cu tine, fir de iasomie printre mărăcine, dragostea să ardă fără să-ți rănească inima, fetița mea. Tare e frumoasă melodia asta și tare frumoși sau frumoase sunt firile de păpădie care vă sunt în brațe. Iar eu să nu pierd gândul, pentru că voiam neapărat să o întreb și pe Tatiana și pe Eugen despre filozofie de a fi mamă și tată în această societate modernă, că tot i-am întrebat pe ceilalți invitați. Cât de mult încercați să vă corectați voi comportamentul pentru ca să fiți un exemplu bun pentru fiica voastră și cât de mult vă interesează părerea celor din jur? Noi ne-am prins la ideea imediat următoare că copilul foarte mult fură informații din ceea ce vede, exemplu fiind în primul și în primul rând, la prima linie, mama și tata. Și ne-am promis unul altuia că vom fi foarte atenți la felul cum vorbim, la felul cum comunicăm, la felul cum ne vorbim unuia altuia. Și ținând cont de educație și ce spun alții, da, la asta mă întrebai, eu cred că fiecare părinte are un instinct matern, special mamele au un instinct care eu m-am convins că există. Dacă auzeam mult filozofie la capitolul ăsta, acum m-am convins că există. Imediat cum îți vezi pruncul în brațe, îți trezești așa un instinct puternic, nemărginit de frumos și că eu... Poți să mergi până la capătul, da, lumii. Da, sigur. Și atunci eu cred că dacă l-asculți, ești o mamă competentă, ești o mamă responsabilă și ești responsabilă în primul rând că acest sufletel trebuie să-i fie bine și trebuie să dai tot ce ai mai bun, atunci, cu siguranță, cea mai bună educație este aia care tu o gândești și o simți. Și nu cred că trebuie să intrăm în careva standarde, în careva tipologii, că e la modă sau nu e la modă. Tatiana, și tu ai o melodie specială scrisă în această perioadă, cu dedicație specială unui pui de om. Da, categoric, da, este o melodie care am lansat-o chiar în luna aprilie-mai, deci deja când simțeam pe deplin bucuria asta euforică de a fi mamă. Și uite că cumva vorbeam la telefon cu doamna Eugenia Andreea Carabut și dumneavoastră m-a felicitat, Tatiana e o fată, se întâmpla chiar în luna februarie. Prima noastră frază, când am văzut copilul acolo deja frumos aranjat și împachetat, știi? Și chiar cei care veneau în vizită spuneau, Doamne, pui de om ce ești, știi? Și a spus că e o frază atât de populară, atât de tipică poporului nostru, care are inimă curată, suflet curat și, nu știu, probabil, eu zic, poate pe alt continent, America, copiii sunt priviți așa, vai, un copil, ai văzut că îl poartă un pic, la noi e foarte multă tandrețe vis-a-vis de copii. Eu te rog să mergi să ne cânte această melodie, ca să purifici și telespectatorii noștri de acasă. Faci că nu știi nimic, dar se pare că mereu ai fost oglindit în ochii ei. Viața o înțelegi dacă trăiești în lumea în care cresc mereu îngeri chiar sub inimi de femei. Descalde, să știi adevărat, ești cum te-am visat, cingașă și frumoasă, bine ai venit acasă. E sfânt să fii mamă, să ții un copil de mână, nu e sufletel mai curat și mai bun. Să-i dai inima
toată așa cum e ea blajină. O femeie adevărată știe ce spun. Pui de om, micul, ești al meu puiul. Brațele mele calde, în dragoste se descalde. Să știi adevărat, ești cum te-am visat. Țingașă și frumoasă, bine ai venit acasă. Trăiască toți puiuții din lume. Și pentru că emisiunea de azi este cumva specială, încercăm mai puțin să vorbim și mai mult să cântăm, pentru că și concentrația nu prea ne permite să spunem fraze pompoase și lungi. A mai părut un căruț. Mariana, eu zic să ne cânti și tu acea frumoasă melodie care, ziceam eu, e ruptă din această emisiune. Exact. Parcă a fost scrisă special pentru emisiunea noastră, dar și pentru fiecare dintre noi, pentru că ne dorim cu toții familii frumoase, fericite, împlinite, în care copiii să crească alături de mamă și de tată. E adevărat și mai ales de sărbătorile sfinte, marți sărbătoarea de Crăciun, simțim și mai mult fericirea vieții de familie. Și ne dăm seama cât de important este în viață să avem alături oameni dragi, să ne binecuvânteze Domnul familiile cu acești pui de oameni, peste care a cântat Tatiana Hegea. Să-i mulțumim Domnului că avem părinții alături care ne ajută întotdeauna și e o binecuvântare să avem familii fericite. Cariera e carieră, ne aduce satisfacție, nu neg faptul, dar dacă nu suntem fericiți în familie, atunci suntem săraci sufletește. Și cu mare drag în această seară voi cânta piesa Familia mea, pe care am scris-o, inspirată fiind din viața mea, din ceea ce am trăit, cum am educat părinții mei, și sper să fim un exemplu pentru alte familii tinere care vor să se căsătorească, de ce nu? Să fim cu toții fericiți, să ne fie sănătoși copilașii și să facem mai mult bine acum de sărbători și pentru alte familii care au nevoie de un ajutor. Yeah.
vocea tatei cum mă dezmierda. Copila mea, prințesa mea, mult îmi este dor de scumpii mei bunici. M-au legănat, îmi sunt și ei părinți. Mă întorc cu dor aprins la ea, arde dor să-mi văd familia. Chiar de sunt departe simt căldura ei, simt iubirea sinceră a familiei. Noroc și putere îmi dă numai ea. Mulțumim tare mult! Ce poate fi mai frumos decât o armonie în familie, decât pace și liniște și doi părinți care se iubesc? Și acum îmi dau seama că e momentul pentru o altă melodie frumoasă. Și acum mă gândeam în gândul meu că totuși mi-a reușit această emisiune. De ce? Pentru că au reușit să adoarmă copiii. Ori copiii reușesc să adoarmă doar într-o atmosferă bună, prietenoasă, atunci când există energie pozitivă, chiar dacă e multă gălăgie pe aici, Marius doarme și Ioana doarme și ea. Ioana a anticipat dispoziția... melodie. Acum eu zic să mă dai mie, să mă molipsesc și eu de fete. Vă invit să mergeți spre scenă, să ne cântați. Dacă nu e gelos Costi, o să-i fur fata. E tare dulce puiul ăsta de om și o să încerc să fiu cât mai aproape colea de voi. Iar pe voi vă invit să ne cântați acea frumoasă melodie care are deja o istorie aparte. Sărbătorile tinere, într-o miercuri, într-o vinere, s-a născut sufletel ca un mugure, să ne bucure, să ne bucure. Să ne bucure. Să crești mare, 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 uișorul nostru drag, să florești cum îmi florește zărzelul cel din prag. Să-i parte de iubire, să-i parte de noroc, să trăiești un veac de pace cu părinții la un loc. Na-ni-na, 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 na-ni-na. Na-ni-na, na-ni-na, na-ni-na.
Au trecut sărbătorile tinere, într-o miercure, într-o vinere. Am ajuns în amiezile Domnului, călătorului, călătorului, călătorului. Uite vara, trece vara, vine toamna către tine. Frunzele de zăzăren, dar ești frumoasă viață, dar ești scurtă, nu știu cum. Legănam aieri băiatul, legănăm nepoți de-acum. Na-ni-na, 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 na-ni-na. Ajungeți să legănați nepoți, mai e ceva timp, așa că deocamdată să fiți sănătoși, să vă puteți crește cu toții copiii așa cum vă doriți. Și acum cred că e momentul pentru un gând frumos de Crăciun, așa că vreau să vă rog pe fiecare în parte, dar eu cred că puiul cel mai bine stă în brațele mamei. Vreau să ți-l dau înapoi, pentru că doarme tare și tare dulce și visează îngerași, probabil. Vreau să zic că această imprimare sau această emisiune de Crăciun mi-a dat tot scenariul pe dos, drept dovadă că mi-am pus foaia colean cu lise încă de la început. Și am încercat să nu prea mă țin de ea, știind precis că n-o să reușesc, pentru că atunci când sunt oameni vii, e foarte greu să mergi conform unui plan. Din fericire, sunteți oameni adevărați cu toții, nu roboței puși pe discuție. Aveți copii adevărați pe care îi iubiți. Vă rog câte un gând frumos pentru copiii voștri și pentru copiii de acasă. Vă doresc tuturor un Crăciun frumos, multă lumină în suflet, copiii să vă fie fericiți, sănătoși și cuminți, iar Moș Crăciun să nu uite să vină cu daruri generoase. Aș vrea ca toate mămicile, toți tăticii să se întoarcă totuși la copiii lor din țară, de aici, de la noi. Totuși se observă cum suferă mulți copii, copilași la care nu are un părinte sau poate chiar pe ambii. Noi ne-am convins că fie acasă, fie afară foarte frig, fie după fereastră să ningă, să plouă, cel mai important este căldura familiei dumneavoastră și acea atmosferă care vă cheamă și vă cheamă acasă. Eu doresc în aceste frumoase și sfinte sărbători pace tuturor familiilor, copiilor să crească alături de mami și de tati. Acolo, acasă, sunt în familie, ne simțim cel mai bine. Asta vă dorim și vouă. Crăciun fericit și la mulți ani! Doar acasă viața e frumoasă, vorba cântecului vostru. Doar acasă, alături de copii și alături de cei dragi, te simți cu adevărat puternic și împlinit. Armele cele mai puternice pe care le are un om sunt armele care și le găsește în familie. Iar această armă este dragostea, inspirația, cum se cădenea, grija și respectul unuia față de celălalt. Vă doresc tuturor o seară frumoasă, liniștită. Îngerii să vă coboare în casă, să vă colinde și... Da, aveți grijă de copiii voștri, dragi părinți, întoarceți-vă acasă, pentru că în familie este cel mai bine. Iar Select String Quartet este alături de noi, ca și la începutul emisiunii, pentru că ce fel de seară magică, fără melodii magice.